Pe masa de lucru am un PS4 Pro care pornește, dar nu mai vrea să intre în sistemul de operare. Hai să vedem cum se rezolvă problema asta. Acest defect e destul de comun la consolele de la Sony, problema fiind cauzată de unitatea de stocare. Primul lucru pe care îl vei face este să verific harddisk-ul. Cu ajutorul adaptorului SATA USB și al aplicației Hardy Sentinel, vedem că unitatea de stocare mai are 9% viață. Pe platan avem 3152 de sectoare corupte, asta înseamnă că harddisk-ul este mort. În acest caz, tot ce poți să faci este să înlocuiești cu un alt harddisk funcțional sau și mai bine de atât, faci upgrade cu un SSD. Hardurile se strică dacă îți oprești în mod repetat consola dintr-o dată, de la buton forțat sau din priză. Acum că am pus SSD în el și este gol, trebuie reinstalat sistemul de operare. Ne obligă să o conectăm maneta prin USB la consolă și ne mai cere un stick cu un fișier de update pe el. Îl conectezi și pe acela la PlayStation și după aia procesul se face cam automat. În viitor apropiat o să fac și un tutorial legat de stick-ul ăla de instalare și acum că toată operațiunea este cam finalizată, descarc un joc ca să-l verific. După cum se observă, jocul merge fără probleme și acum PlayStation-ul este complet funcțional.